Roman, capitolul 13, de la versetul 1, citim mai întâi până la versetul 7 și apoi cu ajutorul Domnului vom încerca să terminăm întregul capitol. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să le dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Amin. Amin. Suntem la al doilea capitol din seria celor care cuprind îndemnuri practice pentru viața bisericii creștine. În speț aici vorba de biserica din Roma. Și aceste îndemnuri sunt de la capitolul 12 până la 15 inclusiv. Urmând ca în ultimul să fie doar salutări și vom vedea că mai este vorba despre ceva atunci când vom ajunge. Abordează prima parte a acestui capitol o temă foarte interesantă și de actualitate și va fi și mai de actualitate în timpul vremii care se numește necazul cel mare sau necazul lui Iacov sau vremii în care stăpânește anticristul. Și tema aceasta este relația cu stăpânirile sau cu guvernanții de la versetul 1 până la 7 în partea pe care am citit-o. Este vorba de rânduirile sau de guvernanții sau stăpânirile pe care le-a rânduit Dumnezeu. Și spune aici Scriptura că noi le datorăm ascultare, pentru că nu e nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și cuvântul acesta este drept și Domnul să ne ajute să avem ascultare față de stăpâniri. Dar se naște întrebarea, cât timp datorezi ascultare și în ce condiții? Oricum ar fi, orbește? Acest text este luat de multe ori și pus în așa fel încât să dea foarte bine celor care sunt sus și stăpânesc cu asuprire. Oamenii din fruntea guvernelor lumii știu foarte bine să-i trimită pe creștini la textul acesta. Probabil că nu știu mai mult din Scriptură, dar textul acesta îl știu foarte bine. Noi suntem datori să ascultăm de guvernanții noștri în măsura în care ei ascultă de Dumnezeu. Dacă ei nu mai ascultă de Dumnezeu și trec de limitele Scripturii, nici noi nu le mai datorăm ascultare. Și lucrul acesta îl arată foarte bine Scriptura. Oricum ar acționa, noi suntem datori ascultare nici de cum, ci doar în măsura în care ei acționează după dreptate. Și vom vedea că va veni unul care va cere și va pretinde ascultare invocând chiar textul acesta. Ascultarea deseori este invocată pe baza acestui text de către dictatori. Și veți auzi cuvântul acesta chiar și în adunări creștine. Sunt învățați liderii religioși să învețe pe oameni în biserică lucrul acesta. Și să predice cât mai des de aici, ca să aibă o mulțime, o masă de oameni de manevră foarte obedientă, foarte ascultătoare și să le permită lor să facă ce vor. Și veți auzi și cuvântul acesta că doar și romanii cărora le scrie aici Apostolul Pavel erau în vremea unui mare dictator care se numea Nero și care ucidea pe creștini. Și veți auzi spunându-se, probabil că ați și auzit, de către oameni plătiți pentru aceasta, repet, plătiți pentru aceasta, să spună bisericilor că dacă romanii ascultau chiar și de Nero și Pavel spune ascultați de stăpâniri și pe vremea aceea era Nero stăpân, cu atât mai mult noi trebuie să ascultăm de orice fel de stăpâniri, că și romanii ascultau doar de Nero. Întrebarea este, chiar ascultau romanii de Nero, creștinii? Chiar ascultau ei de Nero? Bineînțeles, dacă era vorba de a face binele, creștinii au o lege morală pe care o arată Scriptura și se numește legea Sfințeniei sau legea lui Hristos și ei sunt datori să facă binele și să fugă de orice este rău. Însă ascultare de Nero, nici de cum, sub nicio formă. Nero le spunea închinați-vă la Cezar, se închinau ei la Cezar. Nero spunea aduceți tămâie Cezarului, nici un pic, nici o fărâmă. Nu făceau creștinii. Nero le spunea, nu vă mai închinați acestui Dumnezeu. Și ei s-au băgat în catacombe și continuau să se închine. Nero le spunea, nu vă mai strângeți. Ei continuau să se strângă și ei nu ascultau de acest dictator pe care Dumnezeu l-a pedepsit și sărmanul a murit direct ducându-se în iad. Unii zic că s-a sinucis, alții zic că a fost ajutat să se sinucidă.
dar după fapte și-a luat și răsplata. Textul acesta, dragii mei, este invocat de mari dictatori și va fi invocat de cel mai mare dictator care l-a văzut lumea până acum, și anume Anticristul. El va fi cel mai mare dictator și el va apela la textul acesta ca să pretindă supunere și va spune exact așa, că și creștinii se supuneau lui Nero și voi sunteți datori să vă supuneți mie în orice condiții. Nu, nu. Atenție mare, numai în măsura în care acel om se supune legii lui Dumnezeu, în aceeași măsură mă supun și eu autorității lui. Dacă nu, legea lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu nu mă obligă în niciun fel. Ba mai degrabă, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, spune Scriptura. Socotiți voi dacă se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Noi suntem datori să ascultăm de Dumnezeu. Cei din China au și ei dictatorii lor, este mai moderat actualul dictator, foarte bun prieten cu Gog sau Putin și cu alții de felul acesta. Și acest dictator care pare mai moderat prigonește biserica și interzice adunările bisericilor care nu sunt încadrate într-un cult. Și astea sunt majoritatea. Bisericile de casă sunt cele care alcătuiesc marea majoritate. Și le spun, voi dacă vreți să vă închinați, intrați într-un cult, că sunt patru cunoscute creștine, intrați într-unul din cultele astea care noi le controlăm. Și oamenii lui Dumnezeu spun, nu, sub nicio formă. Și de aici vine toată prigoana, să știți. Ei recunosc creștinismul, dar numai creștinismul care ascultă de ei. Și pentru că ei nu ascultă de regimul comunist, din cauza aceasta este persecuția despre care ați auzit în cartea lui Yun și în alte cărți care vin din China, în alte mărturii. În Coreea de Nord este un dictator care se numește Kim Jong-un și acesta este un mare criminal, un model al anticristului. Sunt datorii creștinii să asculte de el? Nici de cum, sub nicio formă. Ci trebuie să asculți de Domnul Iisus. Și creștinii adevărați fac asta chiar cu prețul vieții lor. În Iran sunt niște ayatolahi care își trimit oamenii în toată lumea și îi vor trimite și în Europa. Deja iau. Trebuie să asculte creștinii de aceștia? Sub nicio formă. Ce să mai spunem de alții așa ziși conducători și statul islamic care e un conducător. Să asculți de el sub nicio formă. Nu orice conducător merită ascultare. Și cuvântul acesta va avea mare preț dacă îl vor mai lăsa înregistrat în timpul necazului celui mare, când oamenii vor fi somați să asculte de anticrist. Și anticristul va veni cu acest text și va spune, voi trebuie să ascultați de mine dacă sunteți cu adevărat creștini. Liderii lor care sunt deja cumpărați de sistemul anticristic vor veni și vor spune trebuie să ascultăm pentru că așa spune Scriptura invocând acest text și vor merge până acolo încât să ceară în biserici să li se pună oamenilor orice semn și orice marcă a fiarei spunându-le că nu-i nimic greșit în asta din moment ce noi o facem din ascultare de stăpânire pentru că asta ne spune Scriptura. Ba da, este total greșit. Noi trebuie să ascultăm mai înainte de Dumnezeu decât de oameni. Și atenție mare, cei care vor fi în necazul cel mare, sub nicio formă nu trebuie să asculte de cel care va conduce lumea. Sub nicio formă. Să n-asculți de el, să nu te închini. Va pretinde închinare, să nu-i te închini. Va pune semnul lui, să nu pui semnul, pentru că Scriptura spune nu cumva să pui semnul ăsta pe tine, că Dumnezeu nu va primi pe oamenii aceștia, îi va pune sub mânia lui. Eu sper și noi nădăjduim ca niciunul de aici să nu rămână pentru timpul necazului. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Unii spun că biserica va trece prin necaz. Mie mi se par cel puțin ignoranți, dacă nu chiar inconștienți. Și ar fi bine să ia Scripturile în serios și să vadă ce scrie acolo. Și preferăm să nu fie nimeni în timpul necazului aici pe pământ. Dacă totuși vor fi unii în timpul necazului aici pe pământ, atenție mare, nu cumva să primească semnul fiarei, nu cumva să se închine anticristului și nu cumva să renunțe la se închina lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Argumentul cu închinarea la Nero nu există sau cu ascultarea de Nero nu există. Toți dictatorii pe care au avut Roma, 10, Dioclețian, Vespasian, chiar și al nostru Traian, am vorbit despre ei când am studiat în Apocalipsa, 10 valuri de prigoană, creștinii nu s-au închinat și nu au ascultat de ei. Sau mai bine spus, s-au ascultat în ceea ce privește obligațiile lor civice, dar n-au ascultat în lucrurile care încălcau Scriptura. Și ascultarea noastră de autorități trebuie să meargă până acolo unde merge ascultarea lor de Scriptură. Dincolo de asta, nu mai ești dator să asculți. Și fac aici o paranteză și spun și soții necredincioși, își obligă soțiile credincioase să asculte de ei. Că zice în Scriptură că soția trebuie să fie supusă soțului. Da, ascultați-mă bine ce vă spun.
Soția trebuie să fie supusă soțului în măsura în care soțul este supus lui Hristos. Dacă ai un soț necredincios și el îți interzice să citești Biblia, să te rogi, să mergi la adunare, nu-i datorezi ascultare. El trebuie să asculte de Hristos. Dacă nu ascultă de Hristos și vrea totuși să trăiască cu tine, Scriptura spune să nu te desparți, dar nici să n-asculți de el. Să renunți la Dumnezeu, să renunți la Hristos și la Evanghelie pentru un om sub nicio formă. Acum, atenție mare, eu sper să nu fie nimeni pe pământ în timpul necazului dintre cei care suntem aici. Dar dacă va veni cineva și totuși vor fi oameni sau din cei care ascultă înregistrările și vor veni oameni și vor pune textul ăsta în față, pune și tu textul în față de la versetul 3 mai departe, pentru că spune și ce datorie are dregătorul sau ce datorie are guvernantul, că el dacă pretinde ascultare și el datorează ascultare și anume ascultare de Dumnezeu. Spune că stăpânirea adevărată este cea care laudă pe cei ce fac binele și care pedepsește pe cei ce fac răul, că pentru asta îi pune Dumnezeu. Cine face binele astăzi și este ascultător în totul de Scriptură, este luat drept om fără minte. În schimb, cine este cel mai descurcăreț, cu ghilimele de rigoare, este foarte dispus să ajungă cât mai sus în societatea noastră. Autoritățile trebuie să asculte de Dumnezeu, să laude, să promoveze pe cei ce fac binele și să pedepsească pe cei ce fac răul. Dacă lucrurile stau așa și ei acționează după dreptate, atunci ascultarea noastră trebuie să fie deplină. Asta spune Scriptura. Dar este cu un mare dacă. Dacă nu, până acolo unde ei se abat de Scriptură, până acolo noi suntem datori ascultare, cum s-au abătut ei de Scriptură, noi nu le mai datorăm ascultare. Dacă ai fi în China și spune, ai rămas însărcinată și spune, n-ai voie decât un copil să faci, dar ce să fac, ai rămas însărcinată? Păi trebuie să-l omori. Sub nicio formă nu ai datoria să asculți. Oricum, noi trebuie să facem binele, după cum spune aici în Scriptură, din îndemnul cugetului. Noi, dacă suntem creștini, noi trebuie să facem binele și binele nostru să fie văzut de toți oamenii. Spune Domnul Iisus, oamenii să vadă faptele voastre bune și să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Așa funcționează lucrurile. Noi trebuie să facem binele înaintea lui Dumnezeu. Nu de frica autorităților și nu de frica pedepsei. Noi trebuie să facem binele pentru că ne temem de Dumnezeu. Din cauza asta noi trebuie să facem lucrurile. Noi nu trebuie să înșelăm, nu trebuie să mințim în tot ceea ce privește relația noastră cu statul. Noi suntem obligați nu de relația direct cu statul, ci de relația cu Dumnezeu. Dacă noi vrem să stăm înaintea Lui într-o zi și să fim primiți în slava Lui, trebuie să trăim cu sfințenie și evlavie în veacul de acum, așteptând și grăbind fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Trebuie să li se ceară autorităților socoteală de felul în care se poartă? Acum întrebarea este, știți, taci din gură că dacă tu ești creștin, tu n-ai dreptul să deschizi gura. Așa ne-au învățat comuniștii pe cei mai în vârstă și cei care au apucat vremea comunismului știu că la comuniști nu trebuia să deschizi gura, n-aveai să-ți ceri apărare sau să-ți ceri drepturile. Și oamenii au rămas cu asta. Trebuie mai degrabă să li se ceară socoteală, chiar și autorităților. Spune Scriptura asta? Că trebuie să ceri tu socoteală autorității că nu trăiește sau că nu face cum trebuie? Da! Domnul Iisus însuși a făcut. Știți că a venit un aprod la el și nici n-a apucat Domnul Iisus să termine ce avea de spus. Și aprodul acesta, el era un slujitor al dregătorului, era un om pus acolo într-o funcție, într-o slujire. Și slujirea acestui aprod și a șefilor lui era așa: să laude pe cel ce face binele și să pedepsească pe cel ce face rău. De unde? Ce a făcut acesta? I-a zis, așa vorbești tu marelui preot, și l-a lovit peste față. Și Domnul Iisus, să știți, în toată judecata lui și în toată batjocura care și-a luat-o, spune ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura, dar de data asta deschide gura. Și ce spune? Ioan 18 cu 23. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Tu arată-mi după dreptate, de ce faci asta? Dacă am făcut rău, arată-mi răul. Dacă n-am zis nimic rău, de ce mă bați? Dragii mei, cuvintele acestea au rămas fără răspuns pe pământ. Dar omul acesta într-o zi a stat înaintea cerului și a trebuit să dea socoteală exact răspunsul la întrebarea asta, înaintea cerului întreg. A fost momentul condamnării lui. Atenție mare! Domnul Iisus îi cere socoteală. Dacă am făcut rău, spunem ce este rău. Dacă am făcut bine, pentru ce mă bați? Și Apostolul Pavel face de mai multe ori lucrul acesta, și anume să-și ceară drepturile, să ceară socoteală autorităților. Știți că este vorba de acea împrejurare cu temnicerul din Filipii? Toate lucrurile Dumnezeu le face să lucreze împreună spre bine. Și a fost bine și pentru Pavel și Sila,
că i-au băgat în butuci, cu picioarele în butuci și le-au strâns gleznele de, îți venea să țip, să urli de durere. Ce făceau ei în loc să strige de durere? Cântau cântări de laudă. După ce carte? De unde le cântau? Din memorie. După ce cântau creștinii din Scriptură cântările? Din memorie. Și Domnul să ne ajute la asta. Că dacă este vorba să ținem minte lucrurile noastre, foarte repede, mintea lucrează la asta. Și să nu ținem minte cântările. După ce au cântat ei cântări de laudă, s-a produs un cutremur, temnicerul din Filipi a sărit speriat să-și ia viața. N-a fost să-și ia viața, ci mai degrabă s-a pocăit. Și a fost botezat el și ai lui pentru că au crezut în Dumnezeu. El și ai lui au crezut în Dumnezeu. N-a avut copii mici acolo, nu spune că ar fi avut copii mici. Și spune că ai lui toți s-au bucurat că a crezut în Dumnezeu. Erau în stare să se bucure. Nu, un copilaș mic nu poate să facă asta. După ce se întâmplă asta, a doua zi, foarte frumos, în miezul nopții, este botezat el și toți ai lui care au crezut în Domnul. Și vine dimineața. Și dimineața vine sentința, Fapte 16:35, când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuelele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelor. Am făcut o nedreptate, am călcat legea romană și acum dă-le drumul. Și Pavel putea să zică, slăvit să fie Domnul, plec acasă. Ia uitați ce face Pavel. Le cere socoteală autorităților. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, ce cerea Pavel aici? Dreptate. Pe noi care suntem romani și cu alte cuvinte avem niște drepturi civile, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa! Ce frumos zice Pavel! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară. Asta că e un pic la umilință. Și le cere socoteală. Cei ce purtau nuielele, lictorii, le-au spus aceste cuvinte dregătorilor. Tot același Pavel care scrie să fii supus dregătorilor, îi cheamă pe dregători acum la ordine. Ia veniți voi aici, frumușel, drepți aici. Ce ați făcut? Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Am greșit! S-ar putea să o pățim noi. Dregătorii au venit să-i potolească. Ce frumos aici! I-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Vă rugăm noi frumos să ai părăsit cetatea. Bine, părăsim, dar mai avem un pic de treabă, mai facem o adunare și după aceea plecăm liniștiți. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Da, părăsim cetatea, dar mai avem adunare la Lidia. După aceea plecăm. Vedeți, altfel s-au întâmplat lucrurile. Și după ce i-au văzut și i-au mângâiat pe frați, s-a dus la Lidia, s-a dus la frați, după aceea au și plecat. Observați, li s-a cerut socoteală. Capitolul 25, Apostolul Pavel din nou face apel la dreptate. Măcar că legea romană, într-adevăr, este baza sistemului juridic până astăzi în toată lumea. Dreptul roman este obligatoriu pentru oricine studiază dreptul. Și Apostolul Pavel știa și el ceva de drept roman și spune la capitolul 25, versetul 10, Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă s-ar fi lăsat pe mâna iudeilor, n-avea timp să-l judece, că îl omorau și pe urmă îl judecau. Cam așa voiau iudeii și Pavel are o scăpare din asta și spune, vreau să fiu judecat de cezar. Nu mă dați pe mâinile iudeilor, eu vreau să am de-a face cu romanii. Și în felul ăsta se duce și este judecat la Roma, unde are ocazie să vestească și Evanghelie. Dragii mei, este dreptul nostru să ne cerem drepturile, dar sunt și obligațiile noastre și vom vedea imediat că avem și obligații. De la versetul 7. Sunt date obligațiile noastre. Dați tuturor ce sunteți datori să le dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții, a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Amin. Amin. Iată deci și datoriile noastre. Că nu-i vorba doar de a ne supune sau nu, ci avem niște datorii, niște obligații. Să vedem datoriile noastre. În primul rând sunt datorii materiale, le-am grupat eu așa, versetele 6 și 7. Și în primul rând, legea universală este așa, să nu datorăm nimănui nimic. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Așa e Scriptura și spune că noi, și chiar și economiștii, să știți, tot ce se face prin economisire este mult mai rentabil decât tot ceea ce se face prin împrumut. Dar aici e vorba de niște lucruri pe care nu trebuie să le datorăm sub nicio formă, și anume birul sau, să-l traducem în zilele noastre, asta înseamnă taxe, impozite, obligații financiare. Acestea nu le discutăm. Dacă nu, trebuie să ne mutăm în altă țară. Și Dumnezeu ne-a așezat aici. Și dacă ne ducem în altă țară, trebuie să ascultăm de legea din țara aceea. Dacă suntem în țara aceasta, trebuie să ascultăm de legea de aici.
Și trebuie să ne facem o cercetare și în acte, să vedem dacă datorăm vreun impozit sau vreo taxă. Scriptura spune că trebuie să le dăm. Cui datorați birul? Dați-i birul. Fără comentarii. Fără fals în declarații. Cineva avea o afacere foarte prosperă și s-a dus să ia ajutor de căldură. Că știți că se dau ajutoare de căldură la primărie. Păi da, dar trebuie să declar ce venit realizezi. Și a declarat venit zero. Și el făcea 10 de milioane. Creștin. Cum e asta? Și în fața autorităților și în fața lui Dumnezeu. Zice, cine fura, să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Atenție mare, că nu putem să trecem peste Scriptură. Vama, în al doilea rând, aici e vorba de impozitele comerciale, datoriile fiscale, mai ales ale celor care au afaceri. Și aici, să faci afaceri în România, spune, nu poți să faci afaceri și să nu furi. Atunci nu mai faci. Și ce să faci? Dacă nu furi, nu trăiești. Ba, eu cred că poți să trăiești și fără să furi. Nu faci falsuri. Că în primul rând Dumnezeu le vede și le pedepsește. Nu te juca. Cui datorați frica, dați-i frica, respect față de autorități, purtare cuvincioasă. Dacă ne cerem drepturile, aveți grijă. În poporul ăsta, știți, oamenii devin nervoși. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să începi să strigi. Dacă ești creștin, nu vei face așa. Ați văzut cum a zis Pavel? Nu merge așa. Uite, nu merge. Să vină ei. Și în urmă, al patrulea lucru, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și aici e vorba de apreciere. Zice că trebuie să-i cinstim pe dregători. Și aici oamenii o să vină iar să zică, cinstiți-i pe toți dregătorii, ce vorbiți? Chiar așa? Pe toți oamenii care au prădat țara asta, a rămas scheletul de ea. Zice, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Numai pentru faptul că e dregător? Bine, eu trebuie să-mi plătesc birul, vama, frica, dar și el trebuie să fie vrednic de cinste. Aprecierea pentru cei care au făcut bine societății în care trăim, nu pentru cei care au prădat-o și și-au bătut joc de ea. Lor nu le datorăm nicio cinste. Niciun fel de cinste. Nu. Nu trebuie nici să-l urăsc. Mă rog Domnului ca să aibă milă de ei, ca așa spune Scriptura, să-i aducă la pocăință, dar nu le datoresc cinstelor. Și nici lui Kim Jong-un din Coreea de Nord nu trebuie să le să-i zice, cui datorați cinste? Să-i dai cinste lui Kim Jong-un? Păi asta vrea. Și-a făcut o statuie și toată lumea să-i dea cinste. Nu, nu ești dator. Dacă ești creștin, lasă-l. Îi da cinste lui. Și anticristul, repet, ce va cere și el? Să-i se dea? Nu cinste, mai mult decât cinste. Închinare. Și el nu o să spună închinați-vă, el o să zică dați-mi cinste. Și să știți, modelul este din împărații romani, care își făcuseră, era o obligație civică, își făcuseră câte o statuie în fiecare oraș. Și odată pe an, fiecare cetățean trebuia să treacă acolo în dreptul numelui său și data lui de naștere și să pună un bob de tămâie acolo și era obligație civică, nu religioasă. Spunea că în felul acesta îți arăți obediența și cinstea față de el. Și venea rândul creștinului să pună un bob de tămâie. Era statuia aceea, avea acolo un bol în față în care ardea un foc și tu îi luai un bob de tămâie și l-aruncai acolo și pe urmă semnai. Atât de simplu. Și venea rândul creștinului, spunea, fă asta. Și el zicea, nu. Măi, tu ce n-ai înțeles? E o datorie civică, domnule. Nu scrie să-i datorezi cinste, că-i dai cinste. Nu, eu nu dau cu tămâie la statuia lui Cezar. Tu n-ai înțeles bine? Nu, deci nu-i vorba să te închin lui. Pune un bob de tămâie acolo. Și să știți, așa va fi și cu semnul fiarei. Mă, nu-i vorba să te închin lui, că tu poți să-ți practici religia ta în continuare, nestingherit. Tu decât puneți asta ca o obligație civică, așa o prezentau ei, ca obligație civică, fără implicații religioase. Atenție mare că diavolul este un mare înșelător, el nu va spune adevărul și nu o să zică, tu în felul ăsta mi te închin mie. O prezentau sub formă de obligație civică, socială. Și creștinii nu se lăsau înșelați. Și pentru că insistau și nu puneau bobul ăla de tămâie în mâna statuii lui Cezar, ceilalți chemau soldații. Măi, luați-l pe ăsta. Măi, tu nu înțelegi, măi, omule, erau oameni respectați. Tu nu înțelegi, noi avem ordine, dacă tu nu faci asta, te revolți împotriva autorității. Și noi avem ordine să te băgăm în pușcărie. Și îi băgau în pușcărie. Și spuneați, mai dăm un timp de gândire. Tu pune asta aici. Nu pun. Eu decât lui Hristos mă închin Domnului Dumnezeu. Și îi dădeau un timp și nici așa. Tu nu înțelegi, noi suntem capul dacă nu faci asta. Asta e. Și oamenii ajungeau, primii creștini sufereau prigoană pentru un bob de tămâie pe care nu l-aruncau. Așa erau creștini. Ăsta a fost creștinism. Niciun compromis, fraților, niciun compromis. Nu-i datoresc respect, ăștia nu sunt oameni de cinste. Ăștia sunt oameni care dacă nu se pocăiesc, nu doar au pe inimă păcatele lor, ci și o nație întreagă în care copii, veneau copiii nemâncați, pentru că n-aveau nici bani de o pâine. În țara asta pe care ei au sărăcit-o și au furat-o. În țara asta unde ar trebui să curgă lapte și miere. Și Dumnezeu îi va trage la socoteală
astea sunt autoritățile. Dacă e un om care a făcut bine societății și a prosperat societatea, știu eu, vreun primar în orașul ăsta care a făcut orașul să înflorească, bine, să-l cinstești pentru asta. Atât, nu să-i te închini. Dar dacă nu, nici măcar atât. Îl respecti ca pe orice alt om, bună ziua, bună ziua și la revedere. Atât. Nu avem niciun alt fel de obligație după cuvântul lui Dumnezeu. Bun, dar avem niște obligații spirituale. Și obligațiile spirituale sunt așa. De la versetul 8 spune așa, că trebuie să iubim pe frați și trebuie să iubim și aproapele nostru. Pentru că dragostea împlinește legea. Și poruncile acestea patru pe care le dă, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă și să nu poftești, dacă tu iubești pe aproapele tău, asta înseamnă că nu vei comite păcatele acestea, să nu furi. Dacă iubești pe aproapele tău, nu o să-i furi din grădină. Dacă ai dragoste, nu vei cădea în păcat. Și dragostea, spune aici, este împlinirea legii. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Atenție mare! Nu doar dragoste de frați trebuie să avem, aceasta trebuie să fie normală. Zice, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Vai, 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 de trei ori vai, de adunare în care frații, nici măcar frații nu se iubesc. Și se ceartă și vai, aceea ar fi mai de folos să îi se închidă ușile și niciodată să nu le mai deschidă. Decât după încă o generație, după 50 de ani, s-a văzut firmă afară și acolo a scris adunarea lui Dumnezeu sau cea mai scrisă apostolică și oamenii s-au certat sau și mai rău s-au bătut, acolo să bați niște scânduri pe ușă și o generație, până moare generația aceea, să nu mai știe nimeni că a fost creștini acolo. Asta e soluția. Că mărturia s-a stricat și chiar dacă tu îți revii în adunare, mărturia e deja stricată în jurul tău. Ce evangelizare să mai faci? Vai, vai, vai de cei care nu au dragoste nici măcar de frați. Cum vor cunoaște oamenii că suntem mai lui dacă nici măcar unii pe alții nu iubim? Asta e normal, să iubești pe frați. Asta e normalul. Măi, fraților, noi dacă suntem oameni născuți din nou, a iubi pe frați, asta nu e un lucru care trebuie să te forțezi. Vine de la sine. Oamenii care vei petrece veșnicia. Asta e un lucru logic, normal. Și eu zic, unde nu-i dragoste de frați, înseamnă că sunt mulți oameni nenăscuți din nou. Sau care nu-L cunosc pe Hristos, cum spune acolo. Spre rușinea voastră o spun că sunt unii între voi care nu-L cunosc pe Hristos. De-aia nu e ceea ce trebuie. Asta e normalul. Dar aici nu rămâne doar dragostea de frați, e lucrul de-abia normal, ci spune Petru că împreună cu dragostea de frați trebuie să vină ceva mai mult decât atât. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Trebuie să fie dragoste de frați și de aici să fie iubire pentru toți oamenii. Căci dacă, din nou acest mare dacă, aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă nu, aici e un mare dacă. Să iubești pe frați și să iubești pe toți oamenii, să le unești, să-ți dai toate silințele. Eu zic încă o dată, nu-i mare silință să te silești să iubești pe frați. Este lucru normal. Și să iubești pe toți oamenii. Și Domnul Iisus i-a iubit pe toți oamenii, de aceea a venit și a dat viața pentru ei și noi trebuie să ne ducem la ei să le spunem Evanghelie. Dar dacă nu le ai aceste lucruri, Scriptura continuă, versetul 9. Cine nu are aceste lucruri este orb. Creștin orb? Da. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Degeaba a fost curățit de vechile lui păcate, că și-a făcut altele noi. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă, din nou, dacă. Spun oamenii, nu-i legăm în condiționat. Ia citește de câte ori e dacă. Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Dacă nu-l faceți, veți aluneca. În felul acesta, în adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului. Notați textul acesta și să-l studiem cu mare atenție. Sunt obligații și e un mare dacă aici. Și dacă acesta înseamnă să-ți dai toate silințele. Toate. Nu ca să ne câștigăm mântuirea, aceasta ne-a câștigat-o Domnul Iisus la cruce. Dar dacă noi spunem că am fost iertați, prin aceasta se va cunoaște. Dacă nu, zice, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate și și-a făcut altele noi și chiar mai grave. Au fost unii curățiți de vechile lor păcate pe când erau în afara adunării, au venit în adunare și și-au făcut unele grave de tot. Și a zis, păi astea sunt păcate de credincios. Și nu te duc în iad? Mai grave sunt, că tu știai Evanghelia și totuși ai trăit așa. În minciună, în hoție, în certuri, în scandaluri, în dezbinări, în vrăjmășii și așa mai departe. Legea lui Dumnezeu este în inimile noastre, prin noul legământ. Iar dacă avem Duhul lui Dumnezeu, El ne dă și puterea necesară pentru a trăi în ascultare. Și venim la ultimele versete din capitolul 13, care sunt și de mai mare actualitate.
Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Amin. Dragii mei, după părerea mea, acesta e versetul cheie al întregii epistole. Din cauza aceasta le scrie Pavel. Pavel nu le scrie ca să le facă un tratat de teologie sistematică. Și le scrie pentru acest lucru, ca să-i trezească. Și uimitor că erau creștinii din Roma renumiți pentru credința lor. Și Pavel le spune, este ceasul în sfârșit să vă treziți din somn. Fantastic lucru. Nu le gâdi la firea pământească și nu îi înalță în slăf, ci le spune, în sfârșit treziți-vă din somn. Cu atât mai mult noi astăzi. Este ceasul. Ceasul acesta de astăzi să ne trezim din somn. Apostolul Pavel trăia așteptând venirea Domnului și spune aici, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Și este clar că el se referea la venirea Domnului Iisus, sau mai bine spus la răpirea bisericii. Apostolul Pavel aștepta răpirea bisericii în vremea lui. Și le spune romanilor, e mai aproape ceasul decât atunci când ați crezut. Ați crezut acum 20 de ani, e mai aproape cu 20 de ani. Și unii pot să spună, uite cum a greșit și Pavel și n-a venit Domnul în timpul vremii lui. Și de fapt, batjocoritorii de asta se leagă. Este scris și despre ei că vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice de când e făgăduința și nu s-a mai împlinit. Au greșit ei trăind în așteptarea Domnului Iisus atunci? Sub nicio formă. Sub nicio formă. A fost o taină pentru Pavel. Lui Pavel i s-au descoperit multe taine, inclusiv taina răpirii. Taina mare ascunsă lui Pavel a fost timpul acesta al bisericii, ce dimensiune are. Ei credeau că atunci va veni Domnul, în timpul vieții lor, că Domnul va cerceta repede, va face un seceriș și secerișul acesta va duce la instalarea împărăției lui. De aceea Apostolul Petru, când vestește Evanghelia, le spune la Fapte 3:19, pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. El credea că dacă ei se vor pocăi, Dumnezeu îl va trimite pe Domnul Iisus în timpul generației lui și că el va asista la instalarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, în vremea lui. Și poți să zici, au trecut aproape 2000 de ani și nu s-a împlinit. Dacă atunci era aproape venirea Domnului pentru ei, cât de aproape este cu adevărat astăzi? Cât de înaintată este vremea aceasta harului? Cât de mare răbdare a avut Dumnezeu și îndelunga lui răbdare a făcut ca pământul să fie încă în viață, în forma aceasta, încă 2000 de ani. Dar gata! Vremea aceasta este aproape să se încheie. Pământul și-a ajuns la culmea și a populării și a păcătoșeniei și Domnul Iisus este chiar gata să vină. De aceea, cuvintele acestea sunt mult mai actuale pentru noi astăzi. Această așteptare trebuie să o avem și noi astăzi. Dacă au avut-o ei atunci, și noi trebuie să o avem. Dar nu trebuie să fie oricum, ci într-o stare de veghere. Atenție la cum trăim. Vreau să citesc două texte. Până este ceasul să vă treziți. Și dacă ne-am trezit, slăviți să fie Domnul. Amin. Dar nu-i doar să te trezești, ci trebuie să veghezi și să continui să fii treaz. Marcu 13 spune așa, cu 32. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Și ce zicem în continuare la romani? Noaptea aproape s-a sfârșit. Când vine Domnul? Dimineața. El este luceafărul strălucitor de dimineață. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce zic? Vouă zic tuturor, vegheați. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și mai este un loc în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, despre același lucru. După ce vorbește de răpire, le cere creștinilor, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Versetul 8. Dar noi care suntem fiii zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Ar fi bine să cunoaștem timpul în care trăim. Este noaptea de întuneric a lumii acesteia. Lumea s-a cufundat în păcat și păcatul a crescut la culme. Dar noaptea, spune versetul 12, aproape a trecut. Și ar fi bine să știm ceasul pe care îl trăim.
este ceasul să ne trezim. Noaptea a trecut, se apropie ziua. În comparație cu cele 2000 de ani de întuneric pe pământ, 1000 de ani care reprezintă împărăția lui Dumnezeu, este o adevărată zi. Gata noaptea, gata păcatul. Pământul va fi plin de cunoștință lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și cine este neprihănit își dorește cu toată inima să vină împărăția sa. Și spune din toată inima, amin, vino Doamne Iisus. Câteva îndemnuri practice dă Apostolul Pavel în continuare. Și spune cum trebuie să așteptăm ziua aceea. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului. Ele pur și simplu trebuie lepădate ca niște haine murdare. Care sunt faptele întunericului? Sunt aceleași cu faptele firii pământești. Și ele trebuie lepădate. Și oamenii spun, îl așteptăm și noi pe Domnul. Cum în astea? Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă este vrajbă, dacă este ceartă, dacă este dezbinare, ia-ți gândul. Gândește-te ce ai să faci în timpul necazului. Dacă te găsește Domnul în faptele firii pământești, se împlinește cuvântul ăsta. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Alternativa este, dezbracă-te de ele, aruncă-le ca pe o haină murdară și îmbracă-te în Domnul Iisus Hristos. Cu armele luminii. Sunt niște arme despre care Apostolul Pavel spunea că sunt arme de lovire și de apărare pe care le dă neprihănire. Trebuie să avem armele astea. Domnul vine foarte curând. Trebuie să ne găsească dezbrăcați de faptele întunericului și îmbrăcați cu armele acestea ale luminii. Cu toată armătura lui Dumnezeu care este scrisă în Efeseni capitolul 6. Noi trebuie să fim îmbrăcați cu acestea. Din nou deschid la Tesaloniceni unde Apostolul Pavel vorbește de răpire și le zice din nou creștinilor de acolo că nu oricum trebuie să fie ei, să fie veghetori, dar și îmbrăcați. Versetul 9, capitolul 5, versetul 9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Domnul nu ne-a rânduit la mânie, El ne-a rânduit să căpătăm mântuirea, să nu fim sub mânia lui Dumnezeu. De aceea ce trebuie să facem? Noi care suntem fii ai zilei să fim treși să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Atenție mare la îmbrăcăminte, mijlocul să vă fie încins și păcliile aprinse. Este capul acoperit cu coiful mântuirii, este platoșa adevărului pe pieptul tău, este scutul credinței, este sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, este încălțămintea care este râvna Evangheliei Păcii, așa să ne găsească Domnul pe toți. Amin. Spune și cum nu trebuie să fim, tot aici la Romani, capitolul 13. Nu în chefuri. Păi creștinul mai face chefuri? Nu, dar face zile de naștere. Și ce fac creștinii la zile de naștere și la revelioane? Joacă jocuri pe calculator. Sau văd filme de toate felurile. Sau cine știe ce alte lucruri. Și Scriptura zice, nu în asta. În chefuri, nu. Cum fac tinerii petrece. Știți că tinerii lui Iov, așa le plăceau copiii lui Iov, să facă și ei întâlniri. Și tinerii creștini, zice, mai bine să-i ținem așa agățați cumva decât să se ducă în lume. Păi ei sunt deja în lume. Nu în beții. În Osea 4:11 spune, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Asta nu trebuie să fie între creștini. Care este limita ta până te îmbeți? Păi dacă ești băutor profesionist, poți să bei mult și să nu te îmbeți. Și atunci ce înseamnă? Să bei până te îmbeți? Că ai voie să bei până când ajungi la beție? Bine, fiecare să facă după cugetul lui. Dar Scriptura spune așa, feriți-vă de orice vi se pare rău. Este rău lucrul ăsta să ții un pahar în mână și să închini un pahar soarte și să zici noroc? Este. Ai vreun dubiu în privința asta? Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Nu spune în ce cantitate. Ba chiar în Efeseni 5:3 spune curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Nu în curvii. Nu în fapte de rușine. Gândiți-vă puțin la ce înseamnă fapte de rușine. Fapte de rușine sunt acele fapte pe care nu le poți povesti fraților. E vorba de venirea Domnului aici. Atenție mare. Poți să-ți povestești fraților tot ce faci? Nu că te pun ei să povestești tot. Dar faptele de rușine sunt acele fapte pe care nu le poți relata celorlalți. Este viața ta ca o carte deschisă și să zici, eu trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Viața mea este o epistolă vie scrisă de Dumnezeu și de plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. Este așa? Domnul să ne ajute să fie așa. Nu în fapte de rușine. Nu în certuri. Atenție mare, certuri în familie, la serviciu și mai grav certuri în adunare. Nu în certuri și nu în pismă sau în poftă, să nu poftești, scria în legea lui Dumnezeu cea sfântă. Și a rămas până astăzi să nu poftești nimic din tot ce este al aproape lui tău. Să nu invidiezi și să n-ai poftă. Să vezi la un om care are mai mult decât tine și să-ți dorești și tu să ai ca el sau să ai chiar și mai mult
astea le fac oamenii, le fac neamurile lumii acestea și duc pe oameni în tot felul de nebunii, alergând după lucrurile lumii acestea. Ci cum? Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. În 1 Corinteni 6 cu 17 spune, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Așa să ne găsească Domnul. Îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos. Să fii un singur duh cu el. Cine se lipește de Domnul, să te alipești de Domnul. Cum zicea Ioan Botezătorul, el să crească, iar eu să mă micșorez. Nu hrăni firea și ferește-te să-i trezești poftele. Oamenii m-au tot întrebat, mulți oameni, ce e atât de rău și tot ce vorbești tu de mersul la mare și de uitatul la televizor? Tu vrei să dai de mâncare firii? Auzi ce o să-i faci? O să-i trezești poftele. Și Scriptura spune aici, nu avea grijă de firea pământească. Ferește-te, în alte cuvinte, să-i trezești poftele. Ia du-te tu la mare să vezi ce pofte îi trezești firii. Că ea le are în sine. Treaba ta este să ai grijă să nu-i trezești poftele, ci mai degrabă firea să fie răstignită, să fie moartă. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Amin. Dar dacă tu te duci în locuri în care să ți se trezească poftele firii tale pământești și dai drumul la televizor și te uiți acolo la toate, numai reclamele, dacă te uiți, astea ce trezesc? Poftele firii pământești. Cum să te îmbraci mai luxos, cum să ai mașina cea mai tare, cum să ai casa cea mai frumoasă și așa mai departe. Și poftele se luptă înăuntru tău și de aici vin certurile între voi, spunea Iacov. Și certurile și frustrările interioare ale omului. Dacă te găsește Domnul în asta, să nu crezi că vei pleca cu El și vei zbura pe norii cerului la răpirea bisericii. Domnul trebuie să ne găsească îmbrăcați în El. Să fim un singur duh cu El, să fim gata să-L întâmpinăm pe El, să-I cântăm Lui, să fim despărțiți total de tot ce este lumesc, la tot ce zice Scriptura nu, să spunem și noi nu, la tot ce zice da, să spunem și noi da, și în felul acesta vom fi gata în ziua aceea. Domnul să ne ajute. Amin.